Pentru a avea succes, un crescător de vite profesionist trebuie să asigure animalelor pe parcursul întregului an o cantitate mare de furaje de calitate, lucru pe care îl poate realiza prin introducerea în hrana animalelor a furajelor obținute din amestecuri de plante furajere. Sub denumirea de ForageMax, firma românească Everde importă o gamă largă de produse destinate înființării, conservării și refacerii pajiștilor și pășunilor, produse de DLF Trifolium, companie recunoscută în toată lumea, ce deține o cotă de piață de 50% numai în Europa. În completare, Everde comercializează și toată gama de semințe graminee perene și leguminoase furajere. Și amestecuri de cosit, amestecuri pentru pășunat, amestecuri cu destinație mixtă și amestecuri pentru supra-însămânțat. Ei, și aici, dacă vreți, le putem desface pe N variante, dar în principiu ca și destinații de utilizare, acestea ar fi. În principal, fermierii români merg pe porumb, pentru că este simplu, e o tehnologie foarte simplă, cunoscută, verificată. Așa, dintre plante furajere mai merg pe lucernă, cam 80%, și pe borceaguri, deci amestecul de măzăriche cu mazăre sau cu măzăriche. Cam asta este, cam aici este învățat fermierul român. Când discutăm despre amestecuri de plante furajere sau amestecuri despre de gazon, să vă gândiți la o armonie, să vă gândiți cum este cuveul de la vinuri sau cum este un parfum. Deci e vorba de mai multe elemente care se combină și se potențează reciproc. De asta discutăm despre mixturi, pentru că fiecare element din compoziție are rolul lui. Nu este vorba de o monocultură, cum ar fi vorba la porumb. Aici avem amestecuri bazate pe graminee și pe leguminoase perene și fiecare din elementele care intră în compoziție într-o anumită proporție au rolul lor în obținerea produsului final, respectiv pășunea pentru pășunat sau, mă rog, fânul sau silozul. In Western Europe, more or less only use mixtures. În Europa de Vest folosim aproape numai amestecuri furajere. Testările recente din Franța au demonstrat că se obțin recolte mai ridicate din amestecurile de ierburi furajere și trifoi decât atunci când se utilizează un singur tip de cultură. E ca o competiție între diversele tipuri de ierburi din amestec, unde fiecare componentă încearcă să iasă la suprafață și să producă cât mai mult. Everybody struggles to get up and produce. Rezultatele sunt foarte mulțumitoare, ca dovadă că suntem de atâția ani în piață, dar aici am vrut să vă fac o precizare. Fiecare solă, ați auzit și în sală, fiecare solă are pH-ul ei, fiecare zonă are regimul pluviometric, deci sunt o mulțime de variabile în această afacere. Dar, repet, noi vorbim despre mixturi și când vorbim de mixturi, discutăm de anumite componente. Și în momentul în care ai însămânțat așa ceva, va predomina cel care se adaptează cel mai bine. Deci o perioadă anului vor merge anumite componente, în altă perioadă celelalte. Deci asta este vorba de a asigura un echilibru și avea masă verde tot timpul. Ăsta este secretul și motivul pentru care încercăm să le promovăm. Deci este o alternativă la culturile clasice. Nu putem spune că ar trebui să folosim numai amestecuri sau numai silos sau numai lucernă. Este vorba despre de a echilibra o dietă. De a o face pe gustul animalului, de a complementa partea de energie cu partea de calorie. Deci despre asta este vorba, să încercăm să oferim animalului un meniu cât se poate de echilibrat. În Austria, în Germania, unde fermierii folosesc foarte mult în furajarea animalelor amestecuri de graminee și leguminoase, pentru că acest furaj oferă o calitate incomparabil mai bună față de porumbul silos, în ceea ce privește raportul energie-proteină, un preț de cost mai redus și se regăsește în producții mult mai mari la animalele noastre. Normal că și porumbul are rolul lui, dar trebuie să venim și cu acest amestecul, pentru că oferă un furaj mai echilibrat. Una dintre specialitățile DLF Trifolium este Festul Olium, un hibrid ce combină calitatea ridicată a raigrasului cu rezistența la stres a păiușului și pentru care au fost dezvoltate mai multe varietăți, a căror prezență în amestecurile ForageMax a demonstrat rezultate foarte bune pentru producția de lapte. Festul Olium este un hibrid creat între Olium perene, deci este un Olium perene încrucișat cu festuca rundinacea sau cu festuca rubra, tocmai pentru a-i prelungi viața, pentru că se știe Olium perene din start este o graminee care nu rezistă la călcare și cu o perioadă de viață destul de scurtă. Dar în principal defectul este că nu rezistă la călcare și la un pășunat intensiv și atunci s-a venit cu această încrucișare între Olium și
și festuca, pentru a lua, s-a luat din partea de festucă tocmai rezistența aceasta la călcare și la condiții de pășunat intensiv. Deci e vorba de masă vegetativă foarte mare, este o sămânță cu o dimensiune mare, ceea ce ajută la instalarea ei foarte rapidă și persistență în timp. Loturi demonstrative cultivate cu amestecurile furajere din gama Foragimax oferite fermierilor români de E-Verde vor putea fi văzute în localitatea Gherla din județul Cluj, dar și la expoziția Agriplanta. De asemenea, fermierii din toată țara care doresc să colaboreze pentru înființarea unor loturi demonstrative pe propriile terenuri pot contacta reprezentanții companiei E-Verde.